Vă invit să ne ridicăm și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Vechi Testamentară, Eclesiastul, capitolul 4, începând cu versetul 7 până la versetul 12 inclusiv. Eclesiastul 4, de la 7 la 12. Cu luarea minte să ascultăm acest cuvânt din Scripturi. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur, singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul. Căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Amin. Vă mulțumesc și vă rog să vă reocupați locurile. În primul rând, îmi exprim bucuria de a fi din nou împreună cu dumneavoastră. Vă aduc salutul Bisericii Pentecostale Sfântul Ilie din Suceava, în care slujesc, și aș vrea să îmi exprim, așa cum spunea și fratele Cristian Ionescu, bucuria de a fi fost împreună cu dumnealui la un eveniment fericit, și anume împlinirea frumoasei vârste de 30 de ani a primei stații de radio creștin din România și din Europa de Est, practic, la Suceava. Mă bucur că suntem împreună, cumva în echipă, o parte din echipa de directori, împreună cu sora Cristina Olariu. Și aș vrea să vă spun foarte succint că lucrarea aceasta de radio presupune un efort considerabil. Noi aici suntem pentru 2-3 ore, dimineața, respectiv seara, duminica, poate și pe parcursul săptămânii, alte intervale orare. Iar pentru ca această întâlnire și altele de genul să aibă o anumită consistență și calitate și impact, e nevoie ca mai mulți oameni, formații muzicale, să depună un anumit efort preliminar venirii într-un asemenea cadru. Gândiți-vă că într-o activitate radio noi nu trebuie să acoperim 3 sau 2 ore pe zi, ci în cazul nostru 24 de ore zilnic. Și când faci lucrul acesta o săptămână, zici, bine că am terminat o săptămână, numai că vine și următoarea. Și următoarea lună, și următorul an. M-am bucurat de faptul că Dumnezeu i-a deschis inima fratelui Cristian și ne-a invitat aici. Și mă rog ca Dumnezeu să continue să își binecuvinteze lucrarea aceasta, în așa fel încât să fie tot mai randamentală, să existe mai multe stații de radio în România, să acoperim întreaga țară cu emisie terestră, iar stațiile actuale să se dezvolte sub toate aspectele, pentru a fi suficienți pentru nevoile spirituale, morale, ale oamenilor care ne ascultă. Aici noi suntem un număr relativ restrâns de oameni.
Închipuiți-vă că o stație de radio se adresează concomitent la zeci de mii de oameni. Ori lucrul acesta trezește în noi sau menține în noi în permanență o stare de responsabilitate, de încordare și ne rugăm ca Dumnezeu să ne țină în harul Său, să putem face lucrarea așa cum se cuvine. Și dumneavoastră vă mulțumim anticipat pentru sprijinul pe care ne-l veți acorda. M-am bucurat să cunosc și familia Ardelean, fratele Dorel și sora Daniela, care ne-au preluat în vederea găzduirii, mă refer la familia noastră, împreună cu soția mea, Tabita. Ne-am bucurat să ne cunoaștem, să povestim o mulțime de lucruri frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile noastre și încă mai avem de povestit. Ne așteaptă și ziua de mâine când vom fi iarăși împreună. Acum ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să îmi intitulez mesajul din această dimineață, Mai bine doi. E foarte simplu. În cea de-a șasea zi, din scurgerea timpului, însuși Dumnezeu a făcut o afirmație care a rămas consemnată pe paginile Scripturii. Nu este bine ca omul să fie singur. Și Dumnezeu completează, spune, am să-i fac un ajutor potrivit. Cu toată aroganța noastră masculină, trebuie să recunoaștem că noi bărbații suntem incompleți. Și Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a gândit că trebuie să fim compleți. Și de aceea a creat și femeia. Observați, deși Adam a interacționat cu foarte multe animale, mai mult decât orice alt fermier care exista vreodată pe planeta aceasta, ele, toate animalele din preună, n-au reușit să umple golul din viața lui. Există în vremea noastră, nu-i așa, unii care consideră că dacă au un cățel, o pisică, un papagal cu care poate mai îngână două vorbe, își alungă urâtul și treaba merge. Observați, Dumnezeu a constatat încă de la început că animalele nu pot umplea acel gol pe care doar o persoană de sex feminin ar putea să o facă. Îndrăznesc să spun, poate părea îndrăzneț ceea ce afirm, dar asta e adevărat. Nici măcar Dumnezeu nu putea să împlinească golul respectiv. Adică, înainte de cădere, Adam a avut o relație perfectă cu divinitatea. Dar asta nu a anulat necesitatea apariției unei persoane de sex opus, care să îi satisfacă anumite neajunsuri, anumite nevoi. Omul a fost creat ca să fie dependent. Dependent de Dumnezeu și dependent de creație, dar sub anumite aspecte este dependent de partenerul de familie. Oricât de spirituală ar fi o persoană, tot are nevoie să fie căsătorită. Și Dumnezeu aprobă, legitimează, încurajează căsătoria. Ei bine, trebuie să recunoaștem că acest mai bine în doi presupune un anumit tip de relație. Nu ne satisface aglomerarea. În urmă cu mai mulți ani am fost cu soția mea și împreună cu altă familie de prieteni în niște biserici din Brazilia și am aterizat într-un oraș foarte mare, 29 de milioane de locuitori, São Paulo. O aglomerație urbană, frații brazilieni ne-au înconjurat ca să nu fim furați. Era riscant pentru noi, eram de altă culoare, era ceva real, nu era o poveste. Și m-am gândit că oamenii aia sunt foarte mulți, dar e ciudat. În mari metropole ale lumii, în mari aglomerări urbane, există oameni extrem de singuri.
Pot spune, fără să exagerez, că și într-o biserică tixită ai putea să te simți singur. Dar dacă ești cu o persoană de sex opus pe care o iubești și cu care alcătuiești o familie, poți să fii singur pe toată planeta, cum a fost Adam, dar s-a simțit bine. Că nu era singur, o avea pe Eva. Poți să fii undeva retras, ai împlinirea aceasta, că ești cu persoana care îți aduce împlinire în viața ta. E bine, din motivul acesta aș vrea ca astăzi să împărtășesc cu dumneavoastră câteva aspecte care le consider foarte importante pentru viața de familie. Textul acesta, care aparține lui Solomon, indică superioritatea vieții familiale față de cea celibatară. Într-adevăr, textul nu se rezumă doar la avantajele parteneriatelor familiale, ci are o aplicabilitate mult mai largă, dar noi ne vom concentra pe mai bine doi în plan familial. Acum, mesajul meu se adresează și tinerilor care încă sunt necăsătoriți, flăcăilor toamnate sau iernate, și celor care sunt aici, care sunt căsătoriți și poate au înregistrat anumite frustrări în viața familială. Aș vrea să redescoperim împreună frumusețea vieții de familie și pe lângă această pledoarie pentru viața de familie și pe lângă această apologie binevenită într-un context moral, socio-istoric, în care este descurajată căsătoria, aș vrea să înțelegem că viața aceasta de familie este dăruită de Dumnezeu și trebuie trăită cu intensitate în coordonatele pe care El le-a prestabilit. Așadar, de ce este mai bine în doi? Care sunt domeniile, situațiile care reclamă prezența unui partener cu care să fii căsătorit? Ideea generală este de complementaritate, de colegialitate, de susținere, dar aș vrea să fiu mai specific. Și voi contura, cu ajutorul lui Dumnezeu, trei idei majore. În primul rând, mai binele muncii în doi. Cea mai mare parte a timpului din viață muncim. Și pasajul pe care l-am citit surprinde în mare parte aspectul acesta al muncii. Și trebuie să admitem din start că munca a fost mandatul lui Dumnezeu pentru om înainte de cădere. Putem spune, fără să greșim, că munca este ruptă din rai, este edenică. Și da, ulterior căderii s-a întâmplat că munca a devenit o corvoadă din anumite considerente, dar atunci când ne referim la muncă, este preferabil ca munca să fie făcută în parteneriat cu cel cu care ești căsătorit. Trebuie să muncim pentru a ne îngriji de nevoile celuilalt și ale familiei în ansamblu. Acum, referindu-se la bărbați, Apostolul Pavel spune așa: dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios și s-a lepădat de credință. Cât despre femei, în altă parte spune să fie cumpătate, curate și să-și vadă de treburile casei. Viața de familie nu este ușoară. Fetele care sunteți aici, bucurați-vă încă de faptul că sunteți la mama și la tata. Acum mai spală mama, mai face curat mama, mai îngrijește mama, mai face ea mâncare. Dacă vă veți căsători, va trebui să munciți mai mult. Sigur.
Și nu doar fetele. Și băieții. Că astăzi te duci la tata și spui, dă-mi și mie, nu știu câți bani acolo, să-mi iau temir ce. Dar mâine, poi mâine, când o să fii pe picioarele tale, când nu o să mai trăiești pe spinarea părinților, cum se spune la noi, este cazul să te implici foarte serios. Și când spun lucrul acesta, este nevoie de un tandem, adică ambii cei care se căsătoresc, se cuvine să-și asume sarcinile specifice vieții familiale. Adică nu este corect ca unul să fie în ham, iar celălalt să fie în hamac. Adică ambii să înțeleagă că e nevoie să inițieze anumite lucruri care să aducă un bine familial. De ce spun lucrul acesta? Sunt de ani de zile implicat în lucrare și am consiliat multe familii, am văzut multe probleme. Am constatat că, de exemplu, sunt unii care intră în viața de familie având o așteptare să fie serviți, să li se pună totul pe tavă. În general, bărbații vor să fie tratați precum un faraon, așa. Aruncă buzduganul de la poartă, poate dă un telefon sau un SMS, să înțeles. Și totul să fie gata când vine dumnealui acasă. Probabil că este legitim atunci când a lucrat o zi întreagă și soția e casnică acasă și a avut mai mult timp la dispoziție. Dar dacă și dumneaei a fost la o slujbă undeva, iată că e nevoie de o împărțire echitabilă a sarcinilor în cămin, în funcție de prestațiile fiecăruia și de volumul de muncă pe care îl presupune slujba fiecăruia, dacă există o slujbă externă. De ce spun lucrul acesta? Nu este corect ca, de pildă, o femeie să se îngrijească doar toată ziua de silueta ei, de manicura ei, de temir ce alte lucruri, și să aștepte de la soț să fie trei în unu, adică să facă și servici, să facă și cumpărături, să facă și mâncare, poate chiar și curățenie. Adică e nevoie ca și unul și celălalt să pună umărul în viața de familie. Din ce rațiuni să facă lucrul acesta? Dacă ne uităm în pasajul acesta, există în primă fază o semnificație a muncii atunci când există doi. O finalitate, o perspectivă. Unul care este singur, singurel, cum surprinde pasajul, spune, pentru cine muncesc eu? Nu? Am prieteni de seama mea care nu s-au căsătorit. Toată investiția lor este în Adidas și în șepci, în temir, ce haine de marcă. Se mai plimbă din când în când, dar o viață lipsită de o direcție clară. În momentul în care te-ai căsătorit, muncești mai mult, dar muncești cu mai mult drag, pentru că ai pentru cine. Nu-i așa? Faci mai multă mâncare, înveți să faci o grămadă de rețete. Dacă e singură, n-are niciun rost. Gândiți-vă dumneavoastră care ar fi noima, sensul, ca să aranjezi o masă. Să pui frumos șervețele, tacâmuri, farfurii, poate și o mică lumânare sau nu știu, ceva așa să decorezi totul acolo. Dacă tu ești singur. Dar poți să mănânci direct din frigider. Poți să mănânci dintr-o gamelă. Adică, n-are niciun... ce rost ar avea să ornezi un tort? Chiar n-are nicio rațiune. Dar în momentul în care ești cu cineva pe care îl iubești, păi faci totul foarte dichisit. Pentru că vrei ca celălalt să se bucure, să produci o plăcere. Și îl întrebi ca soție, ți-a plăcut mâncarea? Doamne ferește să spui că n-a fost bună. Chiar dacă n-a fost chiar ca la mama acasă. Dar asta e. Uitați ce spune Pavel. Cine este căsătorit se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă partenerului. Practic, asta ți-ai ales. Știți, Apostolul Pavel a zis, dom'le, aș fi vrut să fiți fără griji, dar în momentul în care te-ai căsătorit, nu mai poți să fii fără griji. Gata, ți-ai luat grijile pe cap.
te-ai căsătorit, dar faci cu bucurie lucrurile acestea. Muncești, de te spetești, dar muncești pentru cineva. Mi-aduc aminte, după ce ne-am căsătorit, cred că apăruseră deja copiii, și eu veneam de la muncă și soția, când soseam acasă, mă întreba: vezi ceva nou în casă? Ce să văd, era același var pe pereți, era o covoară mobilă, vedeam ceva diferit. Dar ea făcea o chestie foarte măruntă așa, care o făcea pentru mine special și eu trebuia să am ochi să văd și să apreciez. Acum, e adevărat că la un moment dat am găsit și mobila schimbată prin casă, în sensul că am mutat-o de colo-colo, a inventat niște metode foarte interesante pe niște felii mai groase de cartofi. Și am mutat cu degetul prin casă mobila. Dacă nu aveți alte metode, o puteți utiliza, v-am dat patentul. Ideea este că în momentul în care te-ai căsătorit, viața este mult mai complexă, dar e mult mai frumoasă, are mai multă culoare, mai multă savoare. Îmi amintesc că m-am dus odată să cumpăr un tort de la un laborator, soția mea era la serviciu, muncește extrem de mult în domeniul medical și, nu știu, cred că trebuia să vină niște colegi de unuia dintre copiii la noi. Și am sunat, am făcut o comandă de un tort la un laborator de cofetărie din oraș și culmea era coadă. Pe un rând, oameni așteptau să ia prăjituri, tot felul. Și în fața mea, un prieten de-al meu cu care am studiat, am dormit chiar în același pat prin București, mai mare decât mine, dar neînsurat. Și am văzut o scenă pe care n-am să uită niciodată. Îi spune doamnei care vindea acolo la cofetăria respectivă să-i pună două prăjituri, una de cutare, alta de cutare, și doamna s-a conformat, a pus o prăjiturică într-o farfuriuță cu lingurița aferentă, o altă prăjitură în cealaltă farfuriuță și a dat-o. Și ăsta se uită încurcat la doamna și spune: doamnă, eu sunt unul, cum să mănânc din două farfurii? Și doamna s-a sesizat că a greșit, a pus două prăjituri în aceeași farfuriuță, i-a pus o singură lingurită, i-a mânat-o și pe un ton așa, oarecum supărat, i-a zis: altă dată să mai vii și cu altcineva. Acum eu m-am gândit că el a ieșit cumva mai ieftin decât mine, a mâncat două prăjituri singur, dar e cam aiurea să mănânci singur. Și eu m-am dus acasă cu un tort, am ieșit mai scump, nu cred că am mâncat ceva din el, dar eu am fost mai bucuros decât el. Pentru că este mai ferice să dai decât să primești. Deci, în viața de familie, munca are o altă semnificație. Apoi, salarizarea, da, e alta. Succesul în plan material, sporul în plan material, iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Când ești singur, ai un singur venit. Dar când mai este cineva, venitul se mărește. Când pun amândoi banii, și apropo, mai bine doi cu o singură pungă. Sunt atât de supărat, am cunoscut familii de ale noastre, în care există secrete. Dom'le, fiecare cu bănuțul lui ajunge că se împrumută unul de la altul. Fantastic! Păi cum să faci așa ceva? Suntem una și trebuie să avem proiecte comune. Trebuie să realizăm împreună anumite lucruri. Și e mai frumos când faci anumite planuri, chiar de ordin administrativ, material, și zici: uite, hai să punem bănuții ăștia împreună și să adunăm mai mult, să facem lucrul respectiv. Și vezi binecuvântarea lui Dumnezeu, să le experimentezi pe Dumnezeu în diferite circumstanțe. Și mai e un aspect. Când sunt doi, altfel poți administra venitul respectiv.
Eu când eram neînsurat, veșnic pizza. Mâncam, domnule, pizza zi de zi. Mai făceam noi burlacii, ne întâlneam, că eu aveam atunci, eram la o garsonieră, știi, stăteam singur așa și ne adunam, stăteam până târziu și... Dar știți, ce pot să facă bărbații singuri așa? Da? Făceam noi ce făceam, că sunt și bucătari bărbați foarte buni. Dar după ce m-am căsătorit, păi, aduc un ban, nu mai mergem poate a rare ori și noi la un restaurant, nu? Dar nu toată ziua. Și să faci împreună cu partenerul anumite lucruri. Mai adevărat, un bărbat care lucrează zi lumină, nu totdeauna își va putea ajuta soția la treburile casei. Dar, măcar din când în când, să existe o împărțire corectă a sarcinilor. Adică, tu nu ești marele mahr, vii acasă și stai numai cu telefonul și cu telecomanda. Adică, stai, poate faci și tu ceva. Nu știi să faci mâncare, măcar curăță un cartof, o ceapă. Nu o să plângi prea tare dacă curăți o ceapă. Și învață să faci anumite lucruri. Noi primim mult musafiri, se întâmplă, asta este, face parte din caietul de sarcini și câteodată soția e la muncă. Vă spun că m-am specializat să aranjez masa și să pun micul dejun. Asta știu să o fac cu sfințenie. Cred că puțin mai bine decât soția mea. Dar în rest nu mă puneți. Am avut situații în care soția, pe o perioadă scurtă, a trebuit să aibă două slujbe consecutive și eu eram și cu copii și cu de toate, cumplit, vă spun. Și mi-amintesc că făceam eu și mâncare, nu ieșea chiar bine, copiii strâmbau din nas pedre. Și la un moment dat mi-am dat seama că vine o zi de duminică. Și zic, mă, ce să fac eu pentru duminică? Pentru că ea a plecat de dimineață la 5 și se întorcea noaptea. Am zis, da, am coalizat cu soacră mea, mi-era rușine să o sun pe maică mea. Și am vrut să fac sarmale. Ce să fac sarmale ca bărbat? Trebuia să le leg cu oață de papiotă. Dar după aia am zis, mai am o scăpare. Și am luat și am făcut gogoșari sau ardei umpluți. Și a ieșit cât de cât așa și soția a fost foarte bucuroasă. Dar ideea e să faci ceva în așa fel încât să nu cheltui bani de aiurea. Da. Era un bărbat care se lăuda la celălalt, vorbea cu un prieten și spunea, băi, nevasta a reușit să facă din mine milionar. Și mă întreb, băi, dar cum a reușit? Simplu, înainte era miliardar. Adică a mâncat banii. Dar trebuie să fii un om care să gândești pentru binele familiei. Îmi place expresia pe care o folosește în cartea Proverbe despre femeia aceea virtuoasă. Ea adună, aduce în casa ei, nu risipește. Și trebuie ca și unul și altul să aibă exact același spirit. Aș mai spune ceva aici, tot la mai binele muncii. Susținerea muncii. În pasaj se spune despre probabilitatea și posibilitatea ca unul să alunece, să cadă. Și se referă la aspectul acesta fiziologic. Dar eu aș spune că este posibil să eșuezi în plan emoțional. Și ai nevoie de cineva care să te sprijine. Mare lucru e să ai un partener care să-ți sufle în pânzele vieții, să te încurajeze. Eu am avut momente în care dacă nu era soția mea, nu știu dacă mai rămâneam în picioare. O spun cu tot realismul. De aceea, trebuie să înțelegem că atunci când ai pe cineva în viața de familie care crede în tine, îți oferă o mână de ajutor, este important. Când este cineva subminat în viața de familie, chiar munca respectivului nu mai are același randament. Dar dacă acasă totul îi strună, pot să fie și probleme la biserică, nu că aș vrea, Doamne ferește, sau pot să fie probleme și la locul de muncă.
șansa de a izbândi în viață este dată de faptul că ai pe cineva acasă care te încurajează. Asta contează fantastic. Îmi aduc aminte de o situație când soția mea, pentru o perioadă scurtă, în mod abuziv, a fost îndepărtată din funcția de conducere și am fost alături de ea în post, rugăciune, zile și nopți în șir. Atât de mult s-a bucurat de susținerea care am putut să-i o acord. Și am dovedit că suntem una într-o situație de restriște. Mai binele muncii în doi. De ce? Pentru că munca are semnificație, munca este mai bine salarizată, pentru că munca este mai bine susținută. Atunci când sunt doi. Bun, mergem mai departe la al doilea aspect. Mai binele odihnei în doi. Nu e așa că o treime din viață dormim. Măcar să dormi cum trebuie. De ce este mai bine în doi la odihnă? Lăsați-mă să surprind din pasajul acesta câteva idei. În primul rând, așa cum sugerează textul, este vorba despre căldura odihnei fizice, care este sporită în situația aceasta. Corpurile noastre degajă căldură. Suntem randamentali. S-au făcut studii și s-a constatat că atunci când două persoane stau una lângă alta, căldura degajată de trupurile celor doi, dacă ar putea fi captată, ar fi echivalentul a căldurii degajate în urma fierberii a 30 de litri de apă rece, vă dați seama. Acum, în anumite zone geografice, unde oamenii, pentru că au și condiții mai precare de viață, dorm pe afară. Sunt aborigenii australieni care folosesc câini pentru a se încălzi. Și atunci când o noapte este mai rece, ei spun cam așa: noaptea asta este o noapte pentru trei câini. Adică ai nevoie, 1, 2, 3. Dar cine este căsătorit nu are nevoie de așa ceva. Cu toate condițiile de confort pe care le avem, cu centrale, cu pilote, cu pături, plapume, când dormi lângă cineva, e mai bine. Vă amintiți? În Vechiul Testament era o situație când regele David, ajuns la bătrânețe, avea nevoie să fie încălzit și puneau peste el pături multe și tot nu s-a ajuns la o soluție. Și atunci sfetnicii s-au gândit la o soluție mai bună și au găsit-o pe Abishag Sunamita, cu care nu a avut raporturi intime, doar l-a încălzit. Ei, în cazul unei persoane căsătorite, poți să lași centrala mai jos, pentru că ai pe cineva care îți asigură căldură. Și e legitim. În al doilea rând, tot aici, la odihnă, este vorba despre comuniunea odihnei. Faptul că doi dorm împreună în același pat și ce sugerează? Că cei doi sunt în armonie. Că dacă peste zi s-au ciondănit, nu-i mai vezi în pat. Sau unul stă pe o muchie și altul pe cealaltă. Sau, mai rău am auzit, unul și ia perna și se duce în altă cameră. Dar faptul că doi sunt împreună, asta sugerează că cei doi au o relație frumoasă și chiar le place să fie împreună. Și ce binecuvântat este timpul când stai seara în pat înainte să adormi și mai sporovăiești așa, spui ce s-a întâmplat azi, ce vrei să faci mâine. E un timp atât de plăcut. Dar, din păcate, cunoaștem și alte situații în care cei doi nu-și vorbesc cu zilele. Se împung așa din priviri și nu le convine să stea unul lângă altul. Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Acum, suntem oameni, suntem supuși fiecare dintre noi, greșelii, avem anumite predispoziții spre a ne supăra, a ne îmbufna. Dar este atât de important să avem sensibilitatea aceasta. Atunci când venim acasă, să rezolvăm lucrurile. Mi-aduc aminte de o situație și așa mă expun oarecum, dar ca să vedeți și dumneavoastră că și noi slujitorii suntem oameni. Și ca să vă încurajăm și să vă dăm chiar și un exemplu.
Am venit acasă obosit, da, foarte obosit. Era o perioadă în care eu lucram chiar în perioada aceea în construcții. Și se muncea zi lumină. Nu știu ce schimb de vorbe am avut cu soția, dar eu fiind obosit, am adormit lemn. Mă, nu mai știu ora exactă, dar oricum, în toiul nopții, soția mă zgâțâie puțin așa și mă întreabă, tu poți să dormi? Eu puteam să dorm, dar mi-am dat seama că nu-i bine să dorm. Și m-am ridicat, m-am așezat la marginea patului, am discutat cu ea cât timp a fost necesar, până când am putut să ne culcăm îmbrățișați și liniștiți că relația noastră a fost reînnodată. Acum, cum spunea Mântuitorul, spune Scriptura să n-apună soarele peste mânia voastră. La noi s-a mai întâmplat să apună, dar am încercat să facem altceva, să nu-l mai lăsăm să răsară. Și am stat oricât a fost necesar ca să ne spălăm rufele, evident, în familie. Iată că această comuniune a odihnei se evidențiază în faptul că cei doi au o relație care este neștirbită, neofilită. Și relația aceasta familială trebuie întreținută, trebuie reparată atunci când este cazul. Și dacă tot vorbeam de ideea aceasta de comuniune, lăsați-mă să vorbesc și despre nevoia de așa zisa concomitență a odihnei. La ce mă refer? Fiecare dintre noi avem un anumit ceas biologic. Eu, de obicei, sunt tipul găină. Mă culc odată cu găinile, adică mai repede. Îmi vine somnul suficient de repede. Imaginați-vă dumneavoastră ce am pățit în America sau în alte țări cu diferențele acestea de fus orar. Păi eu câteodată la biserică trebuia să dorm. Adică pentru că așa era ora, dar n-am ce face. Ei, soția mea este de tipul bufniță, adică ea poate să se culce târziu de tot. Și când venim seara la culcare, unul e cât cu ochii umflați de nesomn, iar altul este cu ochii larg deschiși. Ce facem? Păi, foarte simplu, stăm așa unul cu altul până când unul adoarme. Și gata, după aia ăla poate să facă ce vrea. Dar e frumos când ești cu celălalt. Nu te duci într-o altă cameră, stai pe telefon sau... Nu, ci frumusețea aceasta de a fi împreună. În plus, dacă mergem în pasaj mai departe, e vorba și despre un confort al odihnei. E vorba de protecția oferită de celălalt. Dacă se ridică cineva, celălalt este în gardă acolo, își face treaba. Partenerul trebuie să vegheze somnul celuilalt. Adică să aibă un timp suficient să se odihnească. Și când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că există chiar un confort psihic. Să știi că celălalt este lângă tine. Nu-i așa? Dacă nu anunță unul și e plecat undeva, băi, nu mai vine, unde o fi? Se fac mă ăsta la... Soția mea a mai lucrat în ture de noapte o perioadă și eu eram acasă numai cu copiii. Patul era suficient de lat. Și mă rostogoleam așa dintr-o parte în alta, dar parcă nu puteam să adorm liniștit, pentru că știam că soția mea este la muncă. Acum, eu ca eu, dar gândiți-vă dumneavoastră o soție. Să fie acasă singurică, într-un apartament sau într-o casă, cum aveți dumneavoastră aici, și să aude un zgomot. S-a terminat. Păi ce mai noaptea aia? Soțul nu e acasă. E atât de important ca să fie împreună cei doi. Acum, sunt excepții. Dar totuși să încercăm, dacă ne-am și căsătorit, păi pentru asta ne-am căsătorit, să fim împreună. Și să ne ajutăm reciproc. Zic eu, mai ales în perioada în care sunt și copiii mici. Păi, soția nu trebuie să fie veșnic slugă acolo și să legene și să dea de mâncare. Și să... Nu, și soțul, doar copiii sunt aia mândurora, nu doar a unuia. Îmi amintesc că eram părinți tineri
aveam copii mici și soția a avut cezariene la operații la fiecare dintre copii și erau probleme cu lactația. Prin urmare, a trebuit să avem lapte praf în fiecare noapte, dar era operată. Eu obosit, trebuia să mă duc să încălzesc lapte, să prepar. Dar e greu să te trezești noaptea, dacă ești obosit, și să faci toată treaba asta. Și mi-amintesc de o situație. Am auzit, Daniel, du-te și fă lapte. Și am zis, da. Dar a rămas în pat, nu m-am mișcat de acolo. A venit și un al doilea îndemn, mai hotărât, m-am ridicat, m-am așezat pe marginea patului. Și m-am culcat înapoi. De-abia la al treilea îndemn, cu o mică împunsătură așa, am fost suficient de convingător să-mi fac treaba. Spun eu lucrurile acestea ca să înțelegeți, e nevoie totuși să avem sensibilitate față de partener. Să înțelegem că respectivul, mai ales în anumite circunstanțe, nu poate să le facă toate de unul singur. Nu este Mafalda, nu este om orchestră. Trebuie să înțelegem că ne putem ajuta unul pe altul pentru a avea chiar un banal somn odihnitor. Ei, dacă să mergem și la un al treilea punct. Mai bine le odihnei, mai bine le muncii, mai bine le odihnei. Și în al treilea rând, folosindu-mă de un pasaj din Noul Testament de data aceasta, am să vă spun câteva cuvinte despre mai binele purității în doi. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 7:9, mai bine să se căsătorească decât să ardă sau să fie aprins de poftă. Și tot în acest capitol spune așa, eu cred că este bine ca din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Căsătoria este pentru dragoste ceea ce este vatra pentru foc. Focul nu-l faci oriunde, focul este bun, dar trebuie să-l așezi într-un cadru anume. Flacăra iubirii trebuie să ardă doar pe altarul familiei. Pentru că relația conjugală este un egoism în doi. Dragostea dintre doi soți este exclusivistă. Doar ei doi. Amintiți-vă încântarea cântărilor, cum se spunea. Apare ca un leitmotiv, ca un refren. Eu sunt al iubitului meu și el este al meu. Și atât. Punct. Nu mai încape nimeni. Spunea Hrisostom în vechime, căsătoria este un scut al curăției. În momentul în care există o relație împlinitoare în viața de căsnicie, nu vei mai căuta împlinire pe din afară. La noi în zonă se spune așa, un câine care este hrănit acasă nu umblă prin vecini. Sau, așa, într-un limbaj mai frumos, erau niște colegi la muncă și s-au luat de un frate de-al nostru, un credincios, și spunea, băi, dar n-ai și tu așa o aventură să mergi cu cineva? Și acesta s-a uitat la ei și le-a spus, când ai un Mercedes formidabil în propriul garaj, nu o să-ți mai fugă ochii după Volkswagen-urile de pe stradă. Adică atunci când în viața de căsnicie există împlinire, există bucurie, ești scutit de ispite în afară. Observați soția lui Potifar, de care se spunea adineori, ea era frustrată în relația familială, ea nu avea împlinire în cămin, de aceea a căutat altceva în afară, pentru că el era ocupat cu plimbări una cu alta, cu distracții de unul singur. În momentul în care cei doi sunt împreună, și apropo, ar trebui să fiți împreună. Înțeleg, pe perioade scurte, o călătorie, te duci, eu știu, într-un cantonament, la muncă, ceva.
dar pe termen lung este exclus. Am auzit-o despre frați care lucrează în Hawaii sau nu știu unde și își lasă familiile acasă. La noi în Europa a fost o modă, acum s-a cam terminat, că s-au fript unii, au văzut, au plecat de acasă și s-au deteriorat multe familii. A trăi împreună și avea o viață de familie împlinitoare, lucrul acesta scutește familia de tensiuni, de ispite, de multe probleme. Deci Dumnezeu ne-a înzestrat cu un apetit și în zona aceasta a relației conjugale și ea trebuie împlinită strict în viața familială. Pentru că un bărbat care are o soție înțeleaptă la capitolul acesta nu va mai fi tentat să privească la alte femei sau nu va fi tentat să vizioneze imagini pângăritoare. O familie care are la capitolul acesta temele bine făcute, când o soție se simte iubită de partenerul ei, nu va mai face ochi dulci, temiri pe unde? Pe la cor sau în alte contexte sociale, la serviciu. Ci ea se va bucura de toată iubirea care este revărsată dinspre soțul ei. Atât de important este acest aspect. Observați, în Scriptură, păcatele de ordin sexual sunt întotdeauna puse în capul listelor cu păcate. Asta indicând faptul că suntem atât de vulnerabili la capitolul acesta. Și prin urmare, atunci când există împlinire în viața de familie, noi suntem scutiți și suntem protejați în propriul nostru cămin. Și înțelepți sunt partenerii care se dăruiesc într-un mod reciproc unul altuia, în așa fel încât viața de familie să fie una împlinitoare. Sunt atât de multe ispite la ora actuală și pe cale virtuală, dar în momentul în care cei doi sunt responsabil și se abandonează în dragoste unul celuilalt, atunci viața de familie are atâta culoare. Dumnezeu a gândit așa lucrurile. Pentru că relația dintre soț și soție nu vizează doar procreerea. Singurele excepții pe care le admite Apostolul Pavel sunt perioadele în care cei doi se angajează în post și rugăciune. Sau, dacă unul este bolnav, evident. De aceea, dacă ești căsătorit, nu ai voie să practici ascetismul sau abstinența pe cheltuiala celuilalt. Nu îl lăsa să fie frustrat, pentru că, practic, tu produci niște daune prin atitudini, poate de hipersfințenie, despre care am mai auzit. De aceea, înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Trebuie să fugim de curvie. Iar modul în care putem fugi de curvie este să avem vieți de familie frumoase. Chiar la capitolul acesta. Mai binele purității în doi. Mai bine la muncă în doi, mai bine la odihnă în doi și mai binele unei purități morale în doi. De trei ori mai bine în doi. Numai că textul se termină altfel și spune cel din Eclesiastul că funia împletită în trei nu se rupe ușor. Ce aș vrea să spun este că, practic, viața de familie nu este împletită doar în jurul muncii, doar în jurul odihnei, doar în jurul relației intime, nu. Noi, practic, dacă avem o viață frumoasă, este că respectăm standardele lui Dumnezeu și avem resursele lui Dumnezeu pentru a trăi o viață frumoasă. Și practic simbioza aceasta familială, această sinergie umano-divină în viața de familie, asigură împlinire. Nu există pe pământul acesta un loc mai fericit ca acasă. Dar știți, în care casă? Acolo unde este Dumnezeu. Acela care transformă oamenii respectivi, care se dăruiesc unul altuia,
care muncesc unul pentru altul, în conformitate cu învățăturile Scripturii. Dragii mei, e tare bine în doi cu Dumnezeu. Fie ca viața noastră să fie așa. Și să trăim în așa fel încât să își dorească copiii noștri, urmașii noștri. Vrem să fim așa de îndrăgostiți cum sunt mama și tata. Și să îmbătrânim îndrăgostiți fiind. Să vezi doi bătrâni cum merg de mână, se cam târie, poate mai folosești un baston, dar vezi că au grijă unul de altul. Ce tablou frumos! Doamne, ajută-ne să ne bucurăm de această relație familială și să gustăm din plin din acest mai bine pe care l-ai lăsat în viața de familie. Amin!